În 23 august 1939 se semna la Moscova pactul Ribbentrop-Molotov, o înțelegere între Hitler și Stalin de a împărți ceea ce rămăsese neocupat sau neîmpărțit în Europa Centrală și de Est, așa cum stipula un protocol adițional secret care viza teritorii din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia și prin care URSS își accentua interesul pentru Basarabia. Ca urmare a protocolului adițional secret, URSS a transmis României în 28 iunie 1940 un ultimatum. I se dădeau 48 de ore pentru a evacua Basarabia și nordul Bucovinei. În caz contrar, URSS îi declara război. România a cedat, iar trupele sovietice au intrat în teritoriile cerute, dar și în ținutul Herței, nemenționat în ultimatum. După intrarea României în război din 1941, Basarabia s-a întors în componența statului român timp de încă 3 ani. După 1944, a revenit în componența URSS. Tot în ziua de 23 august, dar în 1944, regele Mihai a cerut mareșalului Ion Antonescu încheierea unui armistițiu cu puterile aliate. Regele nu era de acord cu înaintarea armatei române în interiorul URSS, alături de Germania nazistă. România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite, spunea regele Mihai I în proclamația pentru țară. Mareșalul Ion Antonescu și miniștrii săi au fost arestați. România întorcea armele și se alătura Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Istoricii militari spun că întoarcerea armelor din 1944 a scurtat războiul mondial cu 6 luni și a evitat pierderea câtorva milioane de vieți omenești. Și istoricii academicieni sunt de acord că momentul de la 23 august a fost alternativa care a provocat cele mai mici pagube României. Sunt însă și voci care susțin că armistițiul cu sovieticii nu a fost cea mai înțeleaptă decizie, pentru că a avut și efecte dramatice. A dus la capturarea a peste 170.000 de militari români și deportarea în URSS a peste 70.000 de români. Din anul 1948, 23 august a devenit zi națională. În timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu, semnificația zilei de 23 august s-a schimbat. În epoca de aur, Ziua Națională a României a fost considerată cea mai importantă sărbătoare comunistă, fiind organizate parade, marșuri militare, cântece pionierești și diferite spectacole. Din 2011, ziua de 23 august a fost declarată Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului. În Europa, din 2009, data de 23 august este marcată ca Ziua Europeană a Comemorării Victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.